William Afton este antagonistul principal al seriei de jocuri Five Nights at Freddy's, care se întoarce iar și iar la nesfârșit, într-o nouă formă. Însă mereu este un iepure vai de capul lui. Astăzi am de gând să vă prezint 10 efecturi despre el, dar înainte de asta știți ce aveți de făcut. Like, share, subscribe. Deci să-i dăm drumul. Efectul numărul 1 dă răspunsul la întrebarea supremă a fanilor: de ce William a omorât copiii? Ei bine, acest detaliu îl putem regăsi în prima și singura trilogie de cărți ale FNAF-ului, când William supraviețuiește incidentului dublu cu sprinlacurile dintr-un motiv necunoscut, urmând ca în ultimul volum al acestei serii, adică Fort Closet, se ne dezvolie faptul că Afton și-a injectat remnantul copiilor în el pentru a fi nemuritor, ceea ce a dus și la motivul pentru care i-a ucis, iar ăsta e categoric un lucru ce se aplică și în universul jocurilor, William fiind un obsedat de remnant și de paranormal și omorând niște copii nevinovați pentru cheia nemuririi, adică remnantul. Efectul numărul 2 ar da anumite concluzii despre efectele remnantului asupra corpului lui Afton, mai exact regenerarea. Ideea e că în minigame-ul cu intrarea sa în Spring Bunny, nu-l putem auzi țipând din cauza că remnantul i-a distrus cozile vocale și pe lângă asta a ajuns să sângereze foarte mult, în final murind. Da, știu, am zis în 20 până fanfacts că a supraviețuit, doar că ar fi trebuit să se regenereze efectiv complet, dar din motive care nu sunt neapărat clare, a devenit un fel de zombi cu efecte regeneratoare foarte lente, lui regenerându-i se cozile vocale, crescându-i mâna pierdută și dinții înapoi. Efectul numărul 3, practic, ar fi motivul pentru care William a ucis-o pe Charlie, însă nu e chiar așa de clară chestia asta. Efectiv, după ce a murit soția, William a intrat într-o stare de nebunie extrem de mare, care i-a schimbat total personalitatea, devenind un ucigaș și omorând-o pe Charlie ca să-și satisfacă noua sa plăcere de a ucide. Efectul numărul 4 pretinde că William nu cere ajutor pentru a ieși din costum, ci pentru a ieși din Fazbear Fright, fiindcă după ce ar fi părăsit costumul, nu ar avea logică de ce și-ar face iar și iar unul nou. Așadar, el cel mai probabil ne cere ajutorul pentru a-l ajuta să părăsească atracția, iar el, văzând că nu rezolvă nimic, i-a dat foc și a evadat. Am ajuns la efectul numărul 5, care spune că William nu a mai făcut experimente după intrarea sa în Spring Bunny. Și iată-ne acum la cel de-al șaselea efect, care are legătură cu măștile animatorilor toi în FNAF 3. Mai exact că după închiderea pizzeriei cu animatorii toi, William a făcut exact același lucru pe care l-a făcut mai târziu și cu cei originali, adică i-a distrus pentru Remnant, însă nu s-a mai auzit nimic de sufletele sau de Remnantul lor după aceea. Efectul numărul 7. Odată cu crearea lui Glitchtrap, sufletul lui William a fost eliberat din Ultimate Custom Night, fiindcă deja era captiv de după Insanity Ending în sirot bordul costumului și practic acea placă deja posedată a fost folosită pentru crearea lui Glitchtrap. Și ce să vezi, am ajuns la cel de-al 8-lea efect, care spune că remnantul i-a sporit nebunia lui William, pentru că da, remnantul îți poate afecta și creierul și probabil lucrul acesta explică și de ce au murit cei 6 copii fără niciun sens în Save Them. Efectul numărul 9. Costumul de Scrapter poate fi chiar cel pe care îl folosea William pentru a-l îmbrăca pe unul din angajați, noi putând observa o asemănare destul de mare atât la picioare cât și la bot. Și iată-ne la ultimul efect, adică efectul numărul 10, care spune faptul că atunci când a intrat în Spring Bunny, ochii săi normali au fost, cum să zic eu, RIP. Iar apoi s-au stabilit acolo ochii de animatron. Cum vedea William dacă era un simplu zombie și nu un animatron posedat? Ei bine, dracu știe! William este într-adevăr un villain misterios, de la un simplu om ajungând la nemurire, corp de zombie, posese și chiar un virus. Iar astea au fost cele 10 efecturi despre William Afton din acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți video de genul, nu uitați, like, share, subscribe și vă spun la revedere!